Doamne ajută, aceasta nu e, aceasta registrare nu e o mare prozăție, e decât o, o recomandare de film, nu un film foarte vechi, o mare prozăție, dar un film care e interesant, cel puțin dintr-un anume punct de vedere, dar eu l-am citit asta noastră, întâi vreau să vă spun. Bună dimineața, popor chinez. Felix lucrează de ieri dimineață. Da? Toată ziua, toată noaptea și acum până la 24. Bun. Ne-am pus geană pe geană, am jucat să dăm. Că am mâncat niște iaurt și puteam să mor de la iaurt. Să vedem. Că am mâncat niște pâine, era care mă rămâneam de bine. Ia, filmul este, mă duc direct la, la YouTube, Miss Potter 2006, deci nu Harry Potter. Le-am încăcat cu filmul. Dar Miss Potter, mie mi-a plăcut foarte mult, după aia l-am suspectat câteva zile și după aia l-am tăcuit. Vreau să vă spun că actorii ăștia, mai mulți actori în film, René Zellweger, care e din Texas, deși are nume elvețian. După aia, pot să zic și fără Wikipedia, dar vreau să dau câteva date, dacă găsesc în România. Nu știu să traduc. No, după aia, Ewan McGregor, care a jucat și în Star Wars, în Jedi, și Gagiu ăla, avocat de țară, care era tânăr, început în Baitan, mai argatului, mai granului, în timp ce ea domnișoară bogată, nu? Nobile. Uite-mă că nu găsesc pe mine. E bine, recomandare către Xi Jinping. Ce spune de că durează fricile și orice critică de important. Este smic de artist. 2006. Foarte interesant că filmul nu este pe pagina română. Nu știu să cred. Mai bun. Cum să mergem la pagina engleză? Înainte să vă dau cât tâlcuirea, să vedem ce zice Wikipedia, date informative. Miss Potter, titlul, se traduce în română domnișoara Potter, sau tânăra, necăsătorită, burlaca, extrapolat artista,
intelectuală chiar. Și să nu uităm că a fost înainte de flapperi, de sufragete, care a fost abia în anii 20, cu 20 au fost la 1900, la în anii 20 deja era pe banii ei, nu știu. A apărut în 2006 film de dramă biografică, fel de saga. Bine, nu a murit. Deși scena finală este discutabilă, dacă era chiar în cer să scria în continuare. Regizat de un oarecare Chris Newman. Da, exact. Asta și mai. Deci ca să fie evident, dar eu fără să știu cine a regizat, am spus nimeni. Hai să pomenim pe săracul mică, că a fost băiat bun. Pentru cine nu știe, era popa smântână. Deci, se bazează pe viața autorului de copii și ilustrator Beatrice Potter. Da, și combină istoricii din viața ei cu scene animate, care sunt foarte frumoase și de mare calitate, în engleză, care arătau caractere din poveștile ei, ca și Petre Iepurașul, Peter Rabbit. O poveste extraordinară. Și eu m-am referit la ea când am scris textul meu mai canadian din... Dar bun. A luat Miss Potter, ca să vorbim așa, a luat al 6-lea glob de aur nominatul. Adică René. No, bun, acum n-are rost să mai zic că vă spui chestii, domnule președinte. Și recomand și celorlalți colegi dumneavoastră. Dar vreau să zic care e stilul. Deci care este istoria? Avem pe Miss Potter, adică Anglia, sau Marea Britanie, sau regina, sau la regina, sau prințesa, fata, pe tot ziceam, scriitoarea, pictorița, nu? Blake-a. Ei bine, ea se duce la niște masoni, care scriau cărți gotice, cu litere gotice. Deci, uite, am o poveste care să fie tipărită cu rondo și cu desene și nu știu cum și nu știu cum. Și ei, ca să-și bată joc de ea și de fratele lor, îi zic că te publicăm, că facem un profet mic. Chiar asta au și făcut. Acum nu știu dacă ei au știut ce să facă, e foarte discutabil. Și mi s-au întâmplat azi noapte niște semne de mancă. Mi-am uitat, că s-a întâmplat. Îmi deschis în cărți, în bibliotecă și mi-a părea legate ca pe conexiuni de calculator. Da, bun, acum ca să închei, se trece timpul. Ea îl cunoaște pe fratele lor cel tânăr, Norman Warner, care de asemenea este mason. Ea ea reprezintă Anglia, sau regina, sau cine vreți voi, dar reprezintă nu masonerii, reprezintă nici măcar poporul, reprezintă partea imaculată, biserica, partea imaculată a unei civilizații, femeia, fata, copilul, bătrâna, ceva de genul, ungere, Dumnezeu, Ana, dacă ea, această biserică sau
cu orice om în biserică, până la urmă, în templu, ea, la un moment dat în existența ei, se întâlnește de niște masoni și tot iubește de ei, nu reușește, încearcă să ajungă un mesaj, încearcă să facă ceva, dar asta este foarte interesant. Că ea și taică-s era mason și maică-s era o vită de povară. Dar ideea e să suspectez că maică-s nici măcar nu era maică de vreo. Cred că a fost făcut de... Hai că știam... De Fiona. De cuznica din Manchester United. Dar ce vreau să zic? Ea intră în contact cu masonii, Anglia, Biserica Anglicană, exact, Biserica Anglicană, intră în contact cu masonii la un moment dat, după Henrica Lucia. Trebuie că o fi băieți de treabă, e ok, nu știu cum, nu știu ce. Are încredere în mine, cum am avut și eu la un timp. Acum, masonii poate să fie oricât de bogați, sunt oameni. Nu sunt ca biserica. Biserica nu e om. Biserica e Hristos. Nu noi suntem biserica. Biserica e Hristos în noi. Care suntem creștini. Poate și care nu suntem. Ei bine, dar ea are încredere în frații Ion, ea doi viitor. Și în sora lor, care era așa știm, e mason prin naștere, dar nu e mason din asta. Un corespondent al spiritualității democrate, așa. E bine. Și el cunoaște pe acest om, care este un mason, e mason. Evan McGregor, în film, nu ăsta e mason. În același timp, nu e american, nici ea nu e american, dar ce o să zic, nu e din America să știu un om rău ca ăla din Grant Thomas din filmul cu Mickey, când s-a întâlnit cu Love and Duty, e un băiat bun din Anglia, un mason, și ea se gândește, uite, eu anglican, nu vreau să fac un adjournament cu masoneria engleză, aripa tânără, aripa tânără, noua generație, trebuie tânără, tinerică, că mă gândesc că este ceva de viitor. Și acum intrăm într-un plan metafizic. Doamna Potter, domnișoara Potter, vrea să se căsătorească cu el, de să facă ministru, prim-ministru. Dar în același timp să nu uităm că domnișoara Potter este Biserica Anglicană și Peter Rabbit este Iisus Hristos. E bine, care are tot felul de aventuri. Ce vreau să vă spun? Norman Warren, asta este în plan spiritual. Norman Warren moare. Asta nu trebuie să moară, ci, dar moare. Dar ideea filmului e film pentru copii și pe înțelesul copiilor. Eu ca și copil înțeleg că dacă Norman Warren e muritor, pentru că eu știu, de la 4 ani jumate știu că biserica nu e muritoare. Sau Israelul. Dar vreau să vă spun. Poporul Israel. Dacă Norman Warren va muri, înseamnă că e mort. Înseamnă că e muritor, înseamnă că nu e spirit. Adică masoneria asta nouă. Nici cea veche, nici cea veche. Era cu gotic. Deci asta e raționamentul filozofiei unui copil. Eu am scris un vers din 2004, care e publicat în
Moment. Dacă voi muri, înseamnă că deja sunt mort. Ei bine, și atunci ce facem în sportul? Poate că în plan filozofic, dacă privim filmul în plan filozofic, normal nu trebuie să moară. Nu m-aș dă seama, acolo în districtul lacului, al poeziei, al spiritului, al toate astea nașterii ei, că normal lor, că masoneria, oricât ar fi de adusă la zi, moare. Adică, ce însemna masoneria de normal lor? Ea îi zice, am o evanghelie. Și ai o public, o fată, în culori. Merge la tipograf, îți iau și băbătia după tine. A, nu, nu Fiona, cred că băbătia au făcut-o pe ea. Aia, Miss Wiggy, her boot brand. Ce o să vă spun? După aia spune, el, nu mă gândeam, ea îi zice, uite, știi, eu acum mi-am prezentat cartea mea, și fiecare are o singură carte, și a mea este Noul Testament. Și ce mare naivă. Astea sunt deal de singurătate și patriarhul meu. Care le-am scris în 2.5.3.11. Vreau să zic altceva. Testamentul KGB. Adică e testamentul și psalmul. Vreau să vă spun, luate din două locuri. Vreau să vă spun că el zice, a, dar nu ai și alte mituri, pentru că masonii este un timp, nu se mai mulțumesc cu creștinismul sau cu iudaismul, o trecut pe islam, pe rock and roll, pe nu știu ce, pe arabi, pe indieni, pe hindu, budi, treburi din astea. Bă, adică budiști, șamani, pentru că se vrea să facă și masonii schimoși. Ajungă pe Steaua Polară. Ei bine, și atunci eu zic, păi sigur, bun, pot să zic și, adică pot să-ți arăt și basmele care le citeam în copilărie și le spargeam, orice copil face asta. Și primele încercări care le-am scris, că și Dumnezeu a scris niște încercări ca să scrie Evanghelia cu sânge. Pot să le publici pe alea, deși nu au nicio valoare. Și atunci a ieșit Hanca Manca, Tom Tam, Turcei, Făricei, toți acolo, la un loc, cu Iisus Hristos. Și probabil că așa și-o dat ea seama, Biserica Anglicană, povestind istorii de pe întreaga lume, de la James Cook, citire, capitanul fi, că Norman Warren, că masoneria nu este egală cu ea, pentru că Nick Potter are credință în această gară, și aici în Benjamin Bannon, care și eu am avut încredere și credință în Benjamin Bannon, deși nu știu să încine Benjamin Bannon. Pentru mine a fost un biet copil îngenunchiat în casă, biet pentru copil. Dar ce vreau să zic e că atunci s-a întâmplat o metanoia sau o epifanie sau mai știu ce în mintea bisericii anglicane, care, într-adevăr, eu nu disprețuiesc sau nu o subestimez, mai ales că am și cartea lui Ares Thomas, nu le-a terminat. Cartea lui Ares Thomas, Colected Poems, și e super, dar vreau să vă spun altceva. Că ea și-a dat seama, domnule, omul ăsta nu face diferențiere între Peter Rabbit și Hanca Manca. Sunt două lucruri total diferite. Peter Rabbit are o odisee metafizică, spirituală, duhovnicească și Hanca Manca super dintre.
Ceea ce vă spun e că fata asta, cu Peter Rabbit, câștigă bani, probabil de la taxi, ca să facă ce vrea, și ea și ia o casă, o fermă, mai multe, în Manchester United. I-am cunoscut un om din Manchester United cu soția lui. Și ce vreau să vă spun este că acolo se întâlnește cu un prieten din copilărie care cine e? Asta e ideea. Și tovarășul Chris. Adică Iisus Hristos. Tovarășul Iisus Hristos. Înțelegeți? Îl întâlnește pe Iisus Hristos bătând un cui într-o fermă. Și zice, un ciocan, și zice, a, Iisus Hristos, salut, te știu de când eram copil, de când... Cărutăm desenele și mă spovedeam și trebuie, da, știu că eram prieten cu tine. Și acolo zice, la sfârșit, că l-a dus la ea, i-a arătat desene vechi, noi, treburi, am mers la ferme, făcut porci, o ținut țărani, i-au hrănit, i-au împătat, i-au făcut, ori cumpărat ferme, ori înfruntat fermier, fost fermier, ori apărat fermele de băieții cei răi de la demnălări. Și ideea e că merg pe drum și Iisus Hristos îi spune, știi, nu mai spune Iisus Hristos, că parcă sunt un gropar din Dickens. Spune Iisus. Le spune, da, sigur, și tu să-mi spui mie Maria. Deci înțelegeți, zic, că e ceva... Iisus Hristos nu există, de fapt, cu nici Beatrix Potter. Bun, ăsta este mesajul. Și mesajul final e că am greșit asta și de azi noapte, l-am tăcut din gură, pentru că am avut niște lucruri. Dragă domnule președinte și colegii, Anglia, încă de la 1900, înainte să joace toate cărțile posibile care au fost tragedia, după care, după Brexit-ul lui Miss Potter la 1900, a fost tragedia unui secol, încheiat poate secolul nostru, acum, în 2020, cu o altă tragedie, Brexit-ul, și dacă nu o să avem minte, o să... dată de Biblie și de credință, atunci o să fie vai de noi. Și tot, parcă văd că tot englezii se salveze meciul, ca și data trecută. Pentru că trebuie să termin, vreau să zic în final că la 1900 Anglia, din Beatrix Potter, și acum părerea mea e că Beatrix Potter toată viața o folosește în bisericii, a fost o femeie virtuoasă, nu a fost dirijată ca și ăla, ca și de amici de masonți, de zace cu sobolanii. Ea tocmai că a făcut un fel de sobolăniți tipic cu o furaș. Ei bine, ideea mea e că ea a fost făcută de biserică și de la cererea reginei, Victoria și mai tot. Este așa, domnule. Noi vrem să ne convingem dacă și Bahai și Martul lui Jehova, adică cine s-au lintat la Ștefan, ăla e Martul lui Jehova. Și dacă toți ăștia sunt egal cu Iisus Hristos. Poate că ei au fost ca judecătorul din saga, trei saga islandezi, de la care stabilit o zbă, eu hotărăsc în 24 ore sau cât o fi fost, dar ce zic eu, aia face tot. Da, ce zic tu, aia face tot. Chiar o făcut, eu să o faceți creștin. Și mi-a spus tot o răspuns. O spus radio și bă, uite, vă faceți radio. Adică vă faceți creștin, vă faceți creștin. Adică ce înseamnă ideea asta ca să înțelegeți? Norman Warren va dispărea. Masoneria va dispărea.
A început în secolul XIII și va dispărea toată secolul ăsta. Și clopotul i-a sunat Angela, acum 100 de ani. Dar ce vreau să spun, pe lângă ideea că anglicanii s-au lepădat la 1900 de masonerie și au ales pe Iisus Hristos pe ăla, dar asta înseamnă un singur lucru. Pentru că trebuie să înțelegeți că Biserica Angliei este Biserica lui Tyndale, la Wycliffe și Coverdale. Ei bine, Biserica Angliei a hotărât că va dispărea hinduismul, budismul, mozaismul, islamul, ce mai fi? Nu mai știu. Poate știți voi, canibalism. E bine, fiți sănătoși și să sperăm că mă publicați măcar așa. Notate și deci sunt fericit. Merry Christmas, mâncata sufițorită! Amin.